Mutarea sărbărilor cetății în acest an, taman în preajma alegerilor locale, nu face altceva decât să stârnească suspiciunea că actuala administrație locală a reședinței de județ își face campanie electorală mascată pe bani publici. Dacă parangheliile erau făcute din bani privați, adică sponsorizări, poate n-ar fi fost atâta revoltă în rândul unor deveni. Dar pentru că se cheltuie 580.000 de lei bani publici exact în toiul campaniei electorale în preajma alegerilor, unii deveni nu pot trece prea ușor cu vederea această manevră. De unde suspiciunea de campanie electorală mascată? Din datele oficiale. În 2021, zilele DEVEI s-au organizat în perioada 10-12 septembrie, la propunerea noii administrații locale instalate la cârma reședinței de județ după alegerile din 2020. În 2022, sărbările cetății au avut loc în perioada 2-4 septembrie. Aceeași administrație, același consiliu local. În 2023, adică anul trecut, sărbările DEVEI s-au desfășurat în perioada 30 iunie 2 iulie. În 2024, an electoral, sărbările cetății se desfășoară în perioada 24-26 mai, departe de luna iulie, dar și mai departe de luna septembrie. Era corect ca sărbările cetății să se desfășoare după alegeri, mai spun unii deveni, în toamnă, cum a fost în ultimii ani, pentru a fi spulberată suspiciunea de campanie electorală mascată, făcută în interes propriu de administrația locală, pe 580.000 de lei bani publici, adică banii cetățenilor din Deva.